aprobare regulamentului de organizare și funcționare serviciului de asistență psihopedagogică, raportor cu Suion Ion. Este necesar? Da. Bine. A spus că este necesar. Deci s-a insistat și această întrebare la comisie, dumneavoastră aveți în față proiectul. Haideți cu urmă, da? S-a ocupat de problema ta, doamna vicepreședinte, care a fost. Acum ne ocupăm. Noi doi suntem în grabă cu planul de acțiuni. S-a elaborat regulamentul. El este necesar acum, dumneavoastră, să-l aprobați. Finanțarea activității acestui centru, pentru luna septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie, va fi finanțată de către organizația RUMUS Moldova, după care Ministerul Finanțelor începe cu 1 ianuarie 2012 banii vor fi alocați în bugetul de stat. Acest serviciu urmează să-și înceapă activitatea, eu cred că după 15 și 20 septembrie, cum este desemnat șeful acestui serviciu și după care serviciul personalul care va acționa. Direcția de învățământ, de bun acord cu organizația RUMUS Moldova, am înaintat pentru ziua ora locală, care mai ieșe mâine sperte, anunțul unde se va fi anunțat concurs la funcție de șef al serviciului aeronav, după care va fi numit și personalul celălalt. Vreau să zic că în comisia de concurs este șeful serviciului este numit de către comisia de concurs organizată prin oricum șeful direcției de învățământ. În comisie, obligatoriu vor fi membrii ai asociației RUMUS Moldova ei finanțați. Eu cred că va fi și din administrația de oameni multe mici președinți care va urmează în primul dat. Da, da, domnul vicepreședinte, dintr-o greșeală tehnică care a fost comisă de secretariat, care nu e intenționat, care pregătește ședința, zic că acolo a fost comisul de eroare, tehnică. Nu știu de ce la dumneavoastră nu vedeți trei paznici, dar pregătește doi. Și nu pare că și 05 deputat. Iată asta, dacă la dumneavoastră am văzut cum s-a omis, eu am dat, am transmis pe postă electronică corect datele, când s-a multiplicat, se dedic să luăm prima variantă inițială. Sunt alte întrebări? Nu. Propuneri? Trecem la aprobarea proiectului numărul 15 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare serviciului de asistență psihopedagogică. Cine este pentru votați? Revenim la procedură de votare. Deci, cine este pentru acest proiect? Vă rog, votați. 10. Contra? Abținut? Unanim. Mersi. Următorul subiect este în cuvântul numărul 16. Despre aprobare regulamentului privind organizare și funcționare serviciului social Casa Comunitară. Raportor Părinș. Domnul Părinș. Și eu aș solicita să vă faceți Avem o mică modificare.
care la regulament respectiv. Deci, la punctul 3, litera serviciu social specializat destinat persoanelor specializate cu deficiențe mentale, noi am propus să adăugăm din teritoriul raionului Ialoveni. Ca serviciul respectiv social să se refere, adică să presteze servicii persoanelor eligibile din raionul din teritoriul raionului Ialoveni. Și regulamentul care este luat în cap în baza unui regulament cadru se referă concret la raionul. În rest, am mai fost dezbateri, dar avem acest pozitiv. Două minute nu ați dezbat informații la domnul consilier. Mă discute casa cu monetară să construiește în statul Danska, costul e de 1.500.000, cred că repede luna viitoare, cred că va fi dat în exportație. Este reprezentanta doamna de la Keystone, care bani de la Keystone. În afară de aceasta, în această casă o să fie 725 de monitări, director, asistent social, îngrijitorul 3, asistent sindical 05, pedagog social 1, bucătar 1, contabil 05, șofer 095. În ați fi pazici, pentru că acolo îngrijitorii trebuie să fie non-stop 24 din 24, ei vor să întâlnească și funcție de pază. Și în ora locală îi dat anunțul de pentru director, văd că nu s-o reprezint nimic nici. Când de data de nou care doresc este termenul. Și va fi dispoziția președintelui raionului de a forma comisia. Cine va fi în comisia asta de judecata, de testa aceste candidaturi la alegeri. Vă mulțumim. Întrebări sunt? Sfântul este propunerea ziua. Pentru băieți cu copii cu disabilități mentale de Mărchei, care se documentoare la raionul și aducem acasă. Aducem acasă. Bine! E trebuiesc, pentru că nu știu ce spune cine. Mulțumim, domnul Părinte. Se propune aprobarea proiectului numărul 16 despre. Deja există în practică. Deci, încă o dată, se propune aprobarea numărul 16. Dați-mi voie. Propuneți-mi la loc modificarea pe care ați propus-o. Aceeași propuneți în trecerea voie. Dumneavoastră, de aia știu ce am dus. Se începe. Păi nu se începe, dar nu mi-ați dat în voie până la fel. Deci se propune aprobarea proiectului numărul 16. Cu modificarea care apar venit. Este aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului social în casa comunitară. Cine este pentru? Vă votați. 10. 2. 3. Vă poate sunt 12. Domnul Măciucă, vă votați. Așa? 6. Contra, abținut? Hai, mersi mult. În continuare, vă rog foarte multă liniște, nu? Se propune aprobarea proiectului numărul 16 în principiu. Cine este pentru? Vă votați. Contra? Abținut? Bine, mersi mult. Trecem la următorul subiect în ordine de zi, subiectul numărul 16, cu privire la schimbarea destinației unui teren. Raportor, este schimbat. Era teren particular, la cetățarea care a luat în Ialoveni, chiar născut în
Сергеєва, командира відділу зерву вузь призначить тут пані Куща. Телефонний перків, я рада. І телефонний перків. Завтра довго зустрічати на сьогодні день главного комітету Володимира Кисанку, не є проблема в організації. Проблема кілька, а просто трикута пильна проти структури, складати кажучи, я день януарі 2018 на роботу розпочатися інтервинок по інвестиції на роботу. Согласно до Кремлія, вирахує один. Кремлія є дітей один до дружного Юрі 2018 і нас вчора час з хіми на етапу пункту потім зазнав, вчора час потім до моменту директору, ще раз з пропонує на тій закласі. День ліпця, спеціальний пробіл aici. Și
ce se mai întâmplă la Consiliul Local? După ce s-a luat acte de la primăria orașului, s-au adunat 37 de documente. Știți ce întrebare pe domnul Zidea? Zidea, că nu era făcut nici o problemă. Domnul Braca, eu sunt de acord cu dumneavoastră, nu sunt viață împotrivă, dar nu știu de ce tot timpul ieșeți în fața camerei la Evolieni Online, ca să ne dați de la unul sau ce, și abordați așa întrebări. Cu atât mai sunt până și să zic că... Nu mă rog, nu mai îndreptați camera, nu mai să îndreptați, nu mai spuneți numele niciodată. Comisie este consultativ și decide Consiliul Regional. Da, mulțumesc. Dacă dumneavoastră ați fost atier, eu am abordat subiectul de ce nu au fost convocați toți membrii comisiilor, dar au fost abordați selectiv, au fost adăsați. Nu sunteți în dar dumneavoastră, în general, nu sunteți nici consilier și nu faci parte nici din comisie, nu înțeleg care e problema. Ce dumneavoastră invocați acum? Eu mi-am cerut voi la ședințe de comisie, de la ședintele ședinței, ca să vorbesc. Domnul Nicolae, vreau să anunț un proiect, mi-a fost rog să fie indicat în procesul verbal a ședinței de astăzi. Mi-au fost lizate drepturile a membrilor comisiei, și anume a doi membri a Partidului Liberal Democrat. Noi n-am fost anunțat că a fost inclus la ordine de zi această întrebare, și noi nu s-a discutat, n-am fost invitat la ședință. Ei, domnul Nu am fost numai 4 și eu n-am invocat. De ce nu a fost numai